comunicat intermediar cu privire la starea de sănătate a fratelui Ovidiu Litianu. Azi, 11.01.2023, orele 10, fratele Iacob Bergheanu a avut o discuție cu sora Viorica Litianu, care l-a abilitat să comunice, în esență, următoarele. Starea de sănătate a fratelui Ovidiu este în ușoară progresie, mai puțin sub aspectul capacității de a comunica prin cuvinte. Are, în schimb, o bună conștiință de sine, comunicând prin semne adecvate cu soția și cu cei care îl îngrijesc, inclusiv prin zâmbetul caracteristic. Cadrele medicale sunt uimite de faptul că nu are dureri absolut deloc, ceea ce este cu totul inexplicabil, dacă îl excludem pe Dumnezeu din ecuație. Pentru pacienții care au trecut sau trec printr-o astfel de gravă și sălbatică, expresia lor, afecțiune cerebrală. Începând de astăzi, având în vedere starea de slăbiciune și hrănirea, deși în progresie, totuși insuficientă, fratelui Ovidiu îi se va pune o perfuzie pentru îmbunătățirea capacității aducțiunii de hrană. Sora Viorica este deosebit de recunoscătoare față de toți cei care le sunt alături și care cer o minune din partea Tatălui Ceresc și, în primul rând, față de pastorul și membrii bisericii din care fac parte, care au realizat un lanț de veche și asistență la pat, noaptea și ziua după caz a scumpului ei soț. Precizare. Până la vreo modificare radicală în situația fratelui Ovidiu Litianu, nu vom mai face postări actualizate. Privirea noastră, trebuind să fie îndreptată în sus, spre Tatăl Luminilor, de la care vine orice dar bun și desăvârșit. Dumnezeu să ne ajute!